prieteni, liderii coaliției de guvernare, domnul Ciolacu, domnul premier Ciucă, știți, președintele PNL-ului, domnul general Ciucă, și ședința e pe bază de vorbe mari, adică s-au rostit acolo cuvinte, a zis domnul Ciolacu, domnule, toți eurodeputații trebuie să aibă același punct de vedere. Mă rog, el se refera la ea a USR-ului, știi, care, mai fiind în opoziție. Cine nu zice că România trebuie să intre în Schengen, e vinovat de trădare? Ok, perfect de acord. Adică, mă rog, perfect de acord, un pic ironic așa, dar să nu înțeleagă lumea greșit. Sunt de acord cu faptul că toată lumea trebuie să vorbească aceeași voce, că e un moment istoric pentru România și că până la finalul acestui an trebuie să obținem intrarea în Schengen. Schengenul ăsta e o construcție de 26 de state, 22 sunt din Uniunea Europeană și 4 sunt din afara Uniunii Europene. E o zonă în care oamenii trăiesc fără granițe, cum ar fi, și pot să treacă fără controle de frontieră. Asta e important nu numai pentru noi, că putem să trecem dintr-o parte într-alta de maniera asta, ci că mărfurile trec mai ușor, capitalurile trec mai ușor și securitatea frontierelor este dată către marginea acestui spațiu. Vedeți că majoritatea țărilor europene fac parte din acest Schengen, mai puțin aici copiii ăștia ai ploii, care sunt România, Bulgaria și Croația. Croația a intrat mai târziu, dar cred că e așa elan și o să ajungă mai repede. Dar am fost primiți din în această Uniune din rațiuni de, cum să zic, politice. Dar și pentru că România nu și-a făcut foarte multe teme în privința siguranței frontierelor. Adică, știi, Camelia Dragă, contrabandă cu țigări, nu? Și cunoști, contrabandă cu țigări? Nu știu dacă fumez. Te spun un Vlad Petreanu. Păstrez suma viciilor constantă, da, până da, mă apuc de altceva. Te spun un Vlad Petreanu. Deci, contrabandă cu țigări. Fiecare român care e fumător știe că găsește niște țigări mai ieftine în granițele României, care sunt intrate Otova, și că statul român nu poate să stăpânească acest fenomen. Gândiți-vă că odată intrat în Schengen, fără controle de frontieră între România și Ungaria, s-a terminat cu ce înseamnă contrabandă. Țigările astea, da, că numai nu se mai face la noi, jur, dar țigările astea care intră Otova în România vor pleca până în Olanda, mă gândesc. Adică, dacă tot nu verifică nimeni camioanele alea, asta e una dintre temere. A doua temere e legată de imigrație, da? Deși noi nu vedem și nu suntem atenți la fenomenul ăsta, granița de sud a României e destul de permeabilă la grupuri de migranți care trec către celelalte țări europene. Și asta e altă temere. Și trei la mână, sigur că de-a lungul anilor sunt multe țări care s-au opus la aderarea României pentru că nu le place faptul că muncitorul român ar putea să vină nestingherit. În Olanda, spre exemplu. În Olanda, da. Olanda e una dintre țările cu o puternică doză naționalistă care nu înghite pe români, în care politicienii și-au făcut un discurs anti-imigrație și dacă și-au construit un dușman, cum era instalatorul polonez în Anglia, așa este lucrătorul român în Olanda. Și Olanda și acum este unul dintre statele care zice nu ne place chestia asta, mai ales că, și e important, mai ales că toate statele trebuie să fie de acord ca să intre în Schengen. Acum, poate vă întrebați după 11-12 ani în care tot tânjim după treaba asta, ce s-a schimbat brusc? S-a schimbat ceva, România are gaz, Uniunea Europeană are nevoie. Nu are, da. Uniunea Europeană nu are gaz. Brusc, o să vedeți că politica învinge. Eu cred că acum e o șansă mare. Ori, și aici intervine obligația politicienilor noștri de a juca foarte bine această carte, să învețe pe oameni, să le explice și să le spună, băi, România chiar e importantă și România și-a făcut temele. Nu înseamnă că România nu mai are probleme de corupție, nu înseamnă că România nu mai are probleme de administrație, dar nicio țară nu e perfectă. Acum, cred că cetățenii români care ani de zile s-au luptat pentru democrație, libertate și stat de drept aici, chiar merită să facă parte cu totul din această Uniune și cred că poate să fie un obiectiv de țară. Și da, cartea asta a războiului, a gazului, faptul că suntem parteneri onești, corecți, faptul că avem gaz, contează foarte mult în această competiție europeană. Chit că germanilor de rând sau poate olandezilor de rând nu se le placă, că așa e competiția între nații. Dar n-avem ce să facem. Cum să zic, și noi progresăm și suntem și noi buni la ceva. Cam asta e. Astăzi vedem până la sfârșitul lunii decembrie. Cătălin, îți mulțumim. Rațiunea zilei va fi disponibilă și pe contul nostru de Facebook Radio Europa FM.